Salutare, băieți și fete, eu sunt Gabi și ne-am regăsit la un nou episod. Nu vine să cred că fac clipul ăsta, însă astăzi mă veți vedea cum mă joc eu un meci la rang. Bineînțeles că uite pe telefonul ăsta, ăsta este Redmi-ul meu vechi, Redmi care nu prea mai merge, abia cum mai merge să dau scroll pe TikTok, ești nebun, da? Păi să mai și joc la rang. Însă astăzi o să-mi pun să filmeze, ok? O să-mi pun să mă filmeze cum mă joc eu meci, sper să filmeze totuși destul de bine. Și astăzi mă veți vedea cum mă joc eu în mod normal, adică atunci când filmez un clip. Așa că nu uitați acolo de un like, un share, un subscribe, schimb cadrul și bineînțeles că iau telefonul, pentru că de pe ăla o să mă joc de pe iPhone 13 și voi juca un meci la rang de solo versus duo, doamne ajută să luăm și buia. No, bun, băie și fete, am revenit din acest avion mirobolan și tot ce sper este să se vadă bine de pe bătrânul Redmi, pentru că cu ăla filmez. O să mă duc în prima sac, mă duc cu capul înainte, băie și ce o fi, o fi. Și ideea e că am puține emoții, ok, pentru că nu sunt obișnuit cu camera să mă filmeze acolo. Însă, mamă, câți player sunt, să mor. Însă sper să mă obișnuiesc pe parcursul meciului și să fie totul ok. Până la urmă, n-am de făcut un challenge foarte greu, n-am de făcut nimic foarte greu. Doar trebuie să mă joc un meci la duo rang și să încerc să iau și eu un buia, doamne ajută, să fac și eu peste 10 kg dacă se poate. Știți ce zic? Până la urmă, nu e un challenge foarte greu. Nu fac un challenge. Doar că vreau să vă arăt cum mă joc eu și cam asta e poziția mea atunci când mă joc, nu știu, ori cu picioarele întinse. În fine, scrieți-mi în comentarii, asta vreau să zic, scrieți-mi în comentarii cum vă jucați voi atunci când vă jucați la rang. Și cred că mulți dintre voi, mamă, bizonul, cred că mulți dintre voi jucați cum mă joc eu acum, practic, pentru că asta e cam cea mai des folosită poziție. Adică nu prea sunt persoane care se joacă de pe scaun sau, adică mai sunt cei care filmează, dar eu dacă filmez și nu am facecam, de obicei mă joc așa, doar atunci când mă joc cu facecam mă joc de pe scaun. Dar acum facem o excepție, băieți, acum mă filmez în timp ce mă joc din pat, efectiv. Nu știu dacă a mai făcut cineva așa ceva, băieți, scrieți-mi în comentarii dacă ați mai văzut pe cineva să facă așa ceva. Cel puțin din România nu prea cred. UMP, mamă, UMP, o feblețe mea, dați-vă la o parte, că sunt hacker, băieți, cu UMP, o dau numai în vestă. Dar nu contează, nu mai ieșesc la nimeni. Băi, toate ca toate, dar mamă, am cască de 1. Am cască de 1, asta e cască de aia de sudor, să mor, asta e cască de sudor, băieți. Sau nu, mă, de fapt aia de 3 de sudor, mă, nu? Sau nu, aia e de protecție. Aia e cască de aia de antrișocuri, știți ce zic? Băi, erau mulți playeri pe aici, dar... Să mor, cred că pe naiba, stați așa, că până pune Gabi al vostru glu, a rămas și fără gluuri, mai viețile mele. Uite-ți doi, bă. Poate-mi spargeți casca de sudor, lăsați-mă în pace. Uite, am găsit casca mai bună. Bine, unul doarme. Stai, măi, că n-am nimic cu tine, vreau să dau finish. Toți, mami, cuța ta, aia zic. Paul, fă. Mamă, ce nume e ăsta, Paul, fă. Da, foarte golan băiatul ăsta, să mor, golan. Am omorât doi golani. Bun, băieți, avem și noi două ochiuri, ne-am făcut și noi cu două ochiuri, ne-am făcut și noi cu o cască mai bună. Nu mai suntem cu casca aceea de sudor, Doamne ajută. Și dacă mă întrebați de ce țin mâna așa pe telefon, mâna stângă, din cauza ca să nu țin mâna pe microfon, pentru că dacă ating sus, nu știu dacă se aude urât, dar se aude urât. Și de aceea mereu când mă joc încerc să țin mâna așa, să nu se audă pe filmare urât, știți ce zic? De aceea m-am învățat să joc așa. Bun, hai să mergem un pic după băiat. Băi, meciul ăsta vreau să-l fac foarte intens, nu vreau să stau deloc pe loc, că vreau să caut non-stop player, pentru că până la urmă v-am zis, nu e un challenge foarte greu, nu e challenge greu. Doar trebuie să mă joc un meci la rang. Hai că iPhone-ul meu face și își face software, habar n-am, nici n-am înțeles ce era mesajul ăla, dar în fine. Mamă, playerul ăsta fuge de mine sau stă în casă, că nici nu dau seama. M-am uitat după player, Doamne, mâncava, jucuravază, sunt cel mai bun șofer din România, eu sunt cel mai bun șofer. Dacă iau permisul, băieți, să nu vă urcați cu mine mașină, că poate fi foarte, foarte, foarte periculos. Viața, da, tu fugi de mine sau nu faci mișto de mine, că nu-mi dau seama. Ce facem ăsta? Stă în casă. Băi, viața, nu e frumos să cam... ai noroc în angrenăzi. De ce campezi tu în casă la etaj? Zici și mie. Cine te-a învățat pe tine? Că joc cu Free Fire... Să te bată Dumnezeu, că sunt doi, bă! Mamă! Băi, e mort, mori mă odată. Mori, satană, aia zic. În cap aș cura voastră, m-au lăsat un pic așa fără aer ăștia. Mă, bun, băieți, stați așa puțin că mă bată, m-au lăsat așa puțin ăștia fără aer să mor, dacă vă mint. Hai să arunc asta, că nu-mi trebuie. Mamă, în cap aș cura voastră.
Așa, bun. Deci, după cum vă ziceam, mamă, bă, deci urăsc abilitatea aia. Bine, încă n-am murit niciodată din cauza la abilitatea aia, dar, băi, e bună abilitatea aia. Adică, gândiți-vă, fiți antena aici. Gândiți-vă că, de exemplu, un player are SG-ul mare, da? Voi vă bateți cu el, efectiv, 1v1. Și cu SG-ul mare vă dați seama și voi, că vă lasă destul de low. Tu cu puritoare sau MP-ul poate îi dai două capuri, poate îl pui, gen, l-ai omorât în teorie, dar dacă el are abilitatea aia, are timp să-ți mai dea un hit și automat te omoară, știi ce zic? De aia e foarte periculoasă abilitatea aia. Bine, are timp să-ți dea și 2-3 gloanțe de SG, adică e destul de periculoasă și folosește foarte multă lume, dar mie nu-mi place. Ca idee, nici măcar n-am luat caracterul. Băi, viață, unde? Iotul, doamne. Tu ești joystick-arul? Na, mă, na. Două capuri i-a dat să mor. Are abilitate și asta. Tu sunt mămicuța ta. Am zis că n-am murit, dar mi se părea ciudat că i-a dat două capuri. No, bun, am scăpat de A51, băieți. Avea A51 băiatul, se pare. Așa avea la nume. Sau e inițială, nici nu-mi dau seama. Uite, avea și ce pe cască, bă. Mă, avea și sniper, trage prin gluș și scar de 3. Era bazat băiatul. Dar din păcate n-avea cel mai important lucru. N-avea coleg, băieți. Să mor, n-avea coleg, din păcate. Dacă avea coleg, poate, dar din păcate n-avea coleg. No, bun, băi, nu mai am bănuț să cumpăr pin. Ceea ce înseamnă că trebuie să mă duc cu autopasul, bine, cu mașina. Și să caut player, pentru că v-am zis, vreau să fac meciul ăsta cât mai intens posibil. Și să fac cât mai multe kill-uri. Acum mai sunt 26 de player și am 5 kill-uri. Sper să reușesc să fac cele 15 kill-uri pe care mi-am propus să le fac până la sfârșitul meciului. Dacă nu reușesc, aia oricum e destul de greu, pentru că playerii, v-am zis, se omoară mult mai rapid. V-am zis și în alte clipuri, se omoară mult mai rapid decât se omoară înainte, pentru că acum nu prea mai pot să-și dea revive decât la inimă și la aparat. Nu mai e chestia cu cuburile, știți ce zic? Să mă bată tata, că sunt bun pe condus, băieți. Sunt bun pe condus, v-am zis, dacă iau permisul, ia uite-mă, doamne. Bă, player. Ce faci, boss? Te cam player lângă mine, să mă bată mama, l-am auzit. Unde ești? Să te bată Dumnezeu! Măi, dar ce-i cu casca mea, că m-ai lăsat fără aer? Nu, că te bară de tot, dă-te la o parte. Important e să-mi bag inhalare cât mai multe, să-mi încarce viața. Lasă-mă pace. Te bat. Mamă, mâncava și cura voastră. Nu știu câtă viață m-a lăsat dacă nu băgam inhalările alea, nu știu dacă m-a omorat, dar să mor, noroc mi-a băgat inhalările, să mă bat mama dacă mă mint. Norocul meu că mi-a băgat non-stop inhalările, bă, dar juca urâta, bă, mi-a spart capul din prima. No, bun, hai să vedem ce avea și băiatul ăsta. Am 7 kg deja, ăsta era mai sărac, așa de fel, săracul nici apuca să tragă prea bine. Că i-am făcut direct schema cu XM8-ul, direct rip. Și dacă nu mă înșel, aveam și eu o mașină pe aici. Uite-o aici, Dacia mea Papuc. Da, Dacia Papuc cred că se cheamă asta. Să mor, în România, dacă vezi o mașină de asta, e direct Dacia Papuc. Să mor dacă mă mint. Și hai să mergem și noi în zona, mai sunt 20 de playeri. Băi, e bine, momentan conducem bine. Momentan conducem meciul bine. Suntem bine. Bă, trebuia să iau un pin de la aparat, bă. Dar dă-l încolo de pin. Cred că nici mai merge la câte pinuri am cumpărat meciul ăsta. Cred că am cumpărat vreo 3 pinuri până acum. Hai să vedem, de acum ar trebui să găsesc playeri mai mulți, pentru că sunt 21 și zona e destul de mică. Și ar trebui să fie mai mulți playeri în zona, prin preajmă pe aici, prin pic, pentru că picul e aproape de mijlocul zonei, dar se pare că... Hai așa, băieți, că mai bine cumpăr eu un pin, că dacă nu cumpăr pin, parcă nu găsesc playeri, vreți să vă mint? Hai să vedem unde se duce băiatul ăsta. Unde ești, viață? Aha, te-am văzut. Vino cu acela mine. Poate fugi de mine, viață, că dacă fugi, unde poți să fugi? Că oricum te ajung. Numai să nu se ducă spre Sentos sau cu tiroliana. A murit, mă. Bă, l-am murit unul cu scar de 3. Dacă era să iau copacul direct în față. Era să rip mașină, băieți. Dacă sunt prost pe condus, eu sunt zeu, să mor. Avem și români meciul ăsta din G4. Dacă nu mă înșel. L-am văzut pe unul. Un cap. Să te bată Dumnezeu, n-ați abilitate, na. Ești mai, cred că chiar dacă are abilitate, dacă tragi în el în continuare, poți să-l omori. Însă v-am zis, dacă rămâi foarte low, parcă nu mai e curat să tragi în el, știți ce zic? Hai mă, să mai iau un pin, mă, fiți antena aici, iau inhalare. Vino coace. Tu și ce apa ta de urât, vino coace, că te mănânc. Te mănânc să moară Bibi, dacă nu te mănânc, dar dacă aș ști și unde ești. Dacă n-am cumpărat meciul ăsta 10.000 de piruri, n-am cumpărat niciunul, vreți să mă vin? Nu are aer, nu? Băi, stai! Tu-ți, mă, micuța, fii bărbat, vino cu acea și te bate cu mine, nu fugi la revive. Tu dai revive, dar pe mine dacă mă pune cineva, cine mai îmi dă revive? Tata mai îmi dă revive.
Tu-s mămicuța ta cu revive-ul tău. Bă, priviți partea bună, măcar nu mai are cască ăla. Și dacă m-aș grăbi să-i dau la o grenadă, dar... Hai că am dat-o, cred că da, am dat-o de toți banii grenada aia. Da, un lucru e sigur, da, i-a dat revive. Și acum sunt doi, însă unul nu mai are cască deloc în cap. Cred că-s prost. Hai viața mea. Să te bată Dumnezeu, are sniper de la mare, bă, de dă mult damage. Ok. Bine, de știut unul în casă și nu prea vrea să iasă să se bată cu mine. Tot ăla-i knock și mai e ăsta cu sniperul. E aici, mă, afară. Are abilitate și asta, dar i-a dat două capuri, moare. Hai, mă, mori, ce faci? Aia zic. Aia zic, am 10 kill-uri, băieți, bă, mai sunt 8 playeri fără mine. Și eu deja am 10 kill-uri. Ceea ce înseamnă că aș mai avea timp să mai fac încă 5 kill-uri, având în vedere că ăștia își dă revive, uite, își dă revive, uite, mai sunt 9, acum mai sunt 8. Deci aș avea timp să fac 15 kill-uri. Dacă mă grăbesc. Mamă, ce, mamă, scar de 3, mamă, ce loot aveau ăștia să mă bată tata dacă nu. Mamă, e-s full, băieți, e-s full, să mor. Uitați-vă puțin câte inhaler am 25 de inhaler, sunteți nebuni? Sunt full talent, sunt. Dați-vă la o parte, știți unde mă duc acum chat? Nu știți unde mă duc. Să mor, tot la apara mă duc, să cumpăr iară pin, dacă nu fac recorduri de pinuri. Am mor, dacă nu, ori iau mașina. Stai, am mașina pe aici? Am mașina pe aici, dar mă duc la aparat să cumpăr un pin. Și să vedem unde îmi dă pinul. Facem și așa odată, poate cine știe, poate am player mai pe aproape de mine. Și hai să cumpărăm și noi încă un pin. Nu știu al câtelea pin e, băieți, scrieți-mi în comentarii dacă știți, dar... Ia să vedem și... Încă merge, mă mir că... Ok, pe români s-a pus pinul. Hai să batem românii, băieți, dați-vă la o parte. Dați-vă la o parte, Cibi Gabi își face talentul. Fiți antrenari, sunteți gata? Parcă vă că mor. Parcă vă că mă bate, cum ar fi? Cum ar fi, băieți, să mor, să pierd mâinul, cum ar fi? Am 31 de inhaler, dați-vă la o parte, că îi învârpă ăștia tot picul și tot mă bat. Fiți antrenari aici, dacă vă mint. Numai să nu rămân fără glori. Oricum, sunt doi, sunt sigur că sunt amândoi în viață. Mamă, vin pe mine, bă. Mamă, și au 3 aparate să-și dea revive, 3 aparate, uitați-vă și voi puțin. Mai Gareno, ce-a fost în capul tău, mă, când ai băgat 3 aparate unul lângă altul? Eu știu că astea pică mai târziu, dar totuși, sunt 3 unul lângă altul. Își dau ăștia revive instant, dar unde stați, mă, în casă? Tu, vă, ceapa voastră, trebuie să ieșiți afară, că vine zona. Că vă mănânc. Ieșiți afară, hai. Hai să ne batem, fiți bărbați. Să mă bată tata cu speed-ul mamii tale. Mi-a dat cap cu aceea ceva. Mă bată tata, m-a lăsat fără aer. Băi, lasă-mă că pot să ieși și singur din gluri. Uite, vezi, pot să ieși și singur din gluri. Lasă, vezi, stă-n pace. Mai am și gluri. Să vă bată Dumnezeu. Să vă bată Dumnezeu dacă trageți în mine. Lăsați-mă în pace, că rămân fără gluri. Mamă, am luat gluri de la etaj, ești nebun? Din 4. Hai să ne batem. Hai tu și ceapa ta de urât. 80? Băca mea și piciorul. Da, bine, pune glu, lasă că... Dacă te ține... Dacă mă fac eu mare și voi mici, să moar. Du-te, dică. Așa, băieți, că ăștia sunt agresivi, să moară Bibi. Hai să ne bate și noi la distanță, băieți, nu vreți? Ne bate și noi la distanță, știți ce zic? Mai un cap, mai o schemă de XMO, mai dacă se poate, mai ceva. O atenție. Dar ăștia nu mai iese din casă acum, să mor. Mi-a dat de majorit. Nu, băi. N-ați abilitate, n-ați, că nu puteam să-mi dau med, că dacă dădeam med, mă bătea prin glu, băga mea și piciorul, indiferent câte gluri pui, n-ai și face la abilitatea asta. Mamă, cum am scăpat aici cu 8 HP, să mă bată mama, sunt hacker. Stați, măi, băieți, măi, că am reparat vesta asta de 7000 de ori, lăsați-mă și pe mine să respir. Un cap? Uți, mămicuța ta s-a angajat în gluri asta. Aici. Schema la Cibi Gabi, 2 gluri, 2 mine și acum i-a spart degeaba glu și a pus alt glu. Bine, mă, viața mea, las. Stai acolo să mori în zonă. Mamă, da. Ok. Mi-a plăcut de băiatul ăsta, săracul. A venit să-și ia loot-ul, săracul. A venit și-a luat loot-ul, dacă e ceva. Trec tână la mine, mea. Cred că m-a jurat așa un pic, nu știu cum să vă zic, dar cred că m-a jurat mai mult decât un pic. Toți românii, mamii tale, ăștia încă trăiesc, uite, a făcut kill. N-a la cap. Iar mă, dacă au cu e-picker-ul. Tu ți-o e-picker-ul mamei tale sau ce armă joci tu, că n-am văzut ce armă are la distanță. Ești ceapa ta de urât, băi. Băi, eu în zonă oricum ajung, ca în supermeduri, nu fac griji. Tu ci că mă ții în zonă, nu? Dă cap iar, hai. Că mă-i dă până acum vreo 3 capuri cu e-picker-ul.
Hai, dă-mi cap, hai. Unde-i colegul tău? Un cap? Mi-a furat chinul să moară. Bă, cap mi-a și piciorul, bă, mi-a furat chinul, bă. Bă, cap piciorul, mi-a furat chinul, bă. Tu te dică că e ultima zonă, să mă bată tata. Viațo, e ultima zonă, lasă-mă în pace. Poate trage mine, că te bate Dumnezeu. Eliminate român. Nu, mă, mâncava-și gura voastră. Uite, știu ce ne-a luat win. Da, băieți, am jucat foarte bine, am pierdut și win-ul cu 12 kg, din păcate. Băi, și puteam să fac, mă, dacă mi se punea și mie kg și băteam și pe aia 2, făceam și eu 15 kg, fix 15 kg făceam, să mă bat oma, dacă mă mint. Da, băieți și fete, cam ăsta a fost și clipul, din păcate, pentru mine. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo de mare, mare like, un share, un subscribe, bineînțeles, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Eu am fost Guy, v-am pat. Ciao, bă!